Gabriel Nebunu și-a sărbătorit ziua de naștere cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani. Evenimentul a avut loc într-un local din Chișinău, iar pentru a-și surprinde frumos invitații, le-a făcut o surpriză video. Cu greu în seara aceasta am lăsat costumul național și opincile, deși nu obișnuiesc să fac asta la sărbători. Datorită costumului popular am ajuns până aici, în aceste momente lângă voi, prietenii mei aleși și scumpi, acei care în aceste secunde sunteți alături de mine, la unul din cele mai importante evenimente din viața mea. 18 ani! Când a trecut timpul? Încă nu realizez și nu pot să cred și totuși rămân confuz. Când a fugit vremea? Îngândurat și emoționat, dau frâu liber amintirilor și le așez pe foaie în scris. Las aici momente extraordinar de frumoase, fericite și mai puțin fericite. Astăzi am hotărât să mă destăinui vouă, celor care am hotărât eu să fiți lângă mine. De astăzi văd cu alți ochi. Nu va mai fi cum a fost. Nu voi mai fi copil. Nu voi mai fi iertat așa ușor de astăzi înainte. Cresc responsabilitățile, acum în față trebuie să stea seriozitatea, maturitatea. Dacă cineva cu 5 ani în urmă mi-ar fi spus că peste câțiva ani va fi altfel, va fi cum nu-ți vei putea imagina, îi râdeam în față și îi spuneam să-și caute de treabă și să nu viseze imposibilul. Da, acum râd de fericire și înțeleg și sunt lucid că cel de sus mă iubește mult. O nouă treaptă și etapă în viața mea a fost recent, când am cântat pentru prima dată la Palatul Național Nicolae Sulac, alături de Orchestra Fluieraș. În cadrul spectacolului Firicel de Busuioc, organizat de postul de televiziune Busuioc TV, unde am câștigat trofeul Firicel de Busuioc și care mi-a fost înmânat de directorii postului muzical Oliver și Liliana Prado. Pentru un moment, când mi-am auzit numele, am rămas înlemnit, perplex și fără grai secunde bune. Trofeul Firicel de Busuioc, care îl țin acum la loc de cinste, mi-a dat un imbold de a merge pe calea cântecului, încumetare, cu tezanță, dar și eu îmi asum responsabilitatea de a fi serios și de a face lucrurile profesionist, așa cum iubește cel mai mult muzica. În prezent am două cântece specifice zonei de sud în colaborare cu Orchestra Rapsozii Moldovei și nu vreau să mă opresc aici nici de cum, vreau să progresez odată cu experiențele. Sunt student la Centru de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga, anul 2, unde vrem cu toții să devenim profesioniști în domeniu alături de colegii mei năstrușnici și tinerei. Dragii mei, astăzi am ales să fie alături de mine acei oameni care m-au cunoscut, care mi-au cunoscut sufletul și cine sunt eu, care mi-au fost alături la bine și la greu, la bucurii și tristeți. Mulțumesc că m-ați lăsat să mă spovedesc în fața voastră cu ceea ce am avut eu pe inimă. Mulțumesc că sunteți alături de mine și celor care au venit de peste hotarele țării ca să ne distrăm împreună. Seara aceasta e deosebită pentru că sunteți voi alături. Sunt mândru că mi-am făcut atâția prieteni până la această vârstă de 18 ani. Spunea cineva că omul pornește pe drumul vieții inconștient. Dacă ar fi conștient, va ști ce i-a pregătit soarta. V-am povestit despre mine.